și suntem într-un magazin din Tesalonic și cu pește proaspăt din Marea Egee. Ia uitați-vă ce bunătăți sunt aici, dar asta e pește proaspăt, nu e ca ăla acvacultură. Acvacultură înseamnă că e hrănit cu guguloi, ca și curcanii aia, umflați, cancerigeni. Ia uite-l pe Rufu, uite-l cum arată ăsta roșu. Și acolo sunt gavros. Gavros sunt sardinele de la noi, astea care e hamsia. Hamsia care e cu sare în butoaie de zeci de ani de zile. Dar ăștia sunt proaspeți, proaspeți, proaspeți. Ia uite-i cum îi stropește. O, ce minunat. Ia uitați-vă ce e aici. Ce frumusețe. Când s-are grijă de ei. O, și uite și dorada aici. Și uite pe peștele ăsta urât, care nu știu cum îl cheamă. Nu știu, dar urât este. O, ce frumusețe. O caracatiță mare aici. Ia uite-o. Caracatiță. O, ce frumos. Ia uite-le. O, ce bunătăți. Din Marea Egee. Frumos. Frumos. Minunat. E, minunat, dar sunt minunat așa, adică poate ciorbă de pește sau prăjit, sunt așa frumoși. Grozav. Doamne, îți mulțumim pentru toate bunătățile care le-ai dat nouă, Doamne. Să fii slăvit în vecii vecilor. Amin.